Un cunoscut antrenor de lupte ar fi la un pas de a-și pune în practică meseria chiar pe vecina de peste drum. Totul s-ar întâmpla de la o ceartă de la locul de parcare. Cu toții știm că locurile de parcare sunt întotdeauna un subiect controversat, iar de la o simplă neînțelegere se poate ajunge ușor la injurii și amenințări. Acesta ar fi și cazul doamnei Fănica. Femeia spune că nu își mai găsește liniștea din cauza unui vecin care nu o lasă în pace de luni bune. Însă tot ea susține că vecinul ar fi antrenor de lupte și ar amenința-o cu moartea. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri care au rămas alături de noi, iar mai multe detalii despre acest caz aflăm chiar de la Fănica și o invităm chiar acum alături de noi în platou. Haideți să o cunoaștem! Bună ziua, Fănica! Bună bine ziua. Ai venit! Bine v-am găsit! Fănica, ia loc! Te rog, spune-mi unde locuiești? Pe strada Grădinarilor, adică în București? 3, în București, aproape de Moluvitan. Dar ești, stai la apartament sau la casă? Nu, la curte, la casă. La o curte. Deci este da. O stradă cu mai multe este case. Este o stradă cu mai multe case, dar strada este înfundată. Locuiesc de 27 de ani, de când am construit casa. Părinții mei mi-au construit casa, m-au ajutat, nepoții. Este un subiect aparte, nu pot să vi-l dezvălui acum, pentru că avem alt subiect care trebuie să abordăm. Dar aveți o casă. Am o casă, asta e subiectul. Da. De un an de zile, acest antrenor, Cocan Alexandru, s-a mutat. E chiriaș, e soțul, nu știu să vă spun exact, iubitul. Dacă sunt cununat sau nu, nu mă interesează, pentru că nu este treaba mea. Doar că mă deranjează de 4 luni de zile. Înțelegerea a fost, la început, au mai multe mașini. Eu am și eu garaj. La început a fost înțelegerea amiabilă că ne vor suna ca să dăm mașinile la o parte să pot să ieși eu din garaj la serviciu unde am nevoie. După câteva luni de zile, nu știu ce s-a întâmplat cu dumnealui, l-am rugat tot așa într-o zi să dea mașina, să pot să intru și eu, că la un moment dat noi pe stradă fiind înfundat avem un cabinet stomatologic și în spatele mașinii mi-a apărut un copil. Pentru că el m-a obligat, de fapt și de drept, să bag mașina cu spatele din stradă, care la noi nu se poate băga mașina cu spatele. Strada e circulabilă. Eu am mai avut un accident, a intrat în mine, când aveam un matiz, și puteam să mor atunci. Dar i-am spus cu frumosul, nu se poate. Mi-a fost foarte teamă de acel copil că pot să-l omor. Și ca, nu am vizibilitate, în primul rând. Chiar dacă merg încet. Atunci, dar de ce să veniți cu spatele? Că așa îmi impune dânsul, să vin cu spatele strada, din stradă. Ați venit toată strada cu spatele? Da, toată strada, de la intrare. Dar de ce? Că doar mașina e la fel de lată și cu fața și cu spatele. Care e ideea? Așa nu puteți să intrați în garaj că se înfundă strada, nu? Da, se înfundă strada și dânsii au două mașini parcate la poartă, iar eu nu pot să bag mașina cu fața din stradă, trebuie să o bag cu spatele, că așa vrea dânsul de când a venit un an de zile. La noi pe stradă nu au fost discuții de genul acesta. Iar vecinul de alături, dacă vine fiul dânsului, nu poate să treacă cu mașina, tot din cauza lor, dacă mașina mea este parcată în fața garajului meu, a mea personal, că nu pot să o bag tot timpul în garaj, că mai am de plecat cu ea, trebuie să dau la o parte. Eu am înțeles, nu am vrut să mă cer cu vecinii de vis-a-vis, vreau să fie înțelegere și liniște. Am dat mașina dacă m-a rugat vecinul de alături și i-am comunicat. Spune și vecinului să lase decât o mașină la poartă, pentru că au zis că face garajul, au făcut un garaj și să bage mașinile. Și au zis că o să bage mașinile și nu s-a rezolvat situația în sine. Atunci când a fost vorba de copil, a zis să, de azi încolo să-ți bagi mașina cu spatele, că așa vreau eu. N-am zis nimic. M-am intrat în curte, mi-am văzut de treaba mea. După aceea l-am rugat într-o altă zi, printr-un mesaj care pot să vi-l arăt pe telefon, vreau să spăl mașina și, din bun simț și din respect, i-am dat mesaj că rog dacă vrea să dea mașina un pic mai în față, să pot să dau și eu un jet de apă la mașină. A ieșit, m-a jignit și mi-a spus că el nu face ce vreau eu, nu pot să vă reproduc cuvintele, le aveți pe registrări, mai multe. Și la fel, nu am zis nimic. Acum de curând am chemat din nou poliția, pentru că eram la poartă cu fica vecinei cea mică de 8 anișori, mă uitam la contuarul de apă, ei se aflau în fața imobilului, aveau probleme cu canalizarea, certându-se cu iubita, i-a venit nervii pe mine. Nu înțeleg de ce. A început să-mi aducă injurii, fără să-i fac nimic, fiind cu spatele la ei. Am tăcut. Dacă am văzut că tot insistă să mă jignească, am vorbit frumos și am spus de ce mă jignește, de ce mi-aduce injurii. A încercat să vină să mă bată, se poate vedea pe imagini. Este violent, este foarte vulgar.
mă jignește de fiecare dată când are ocazia, chiar și în curte ieri eram. Dar ați vorbit cu proprietarul care l-a luat închirie? I-am spus proprietarului și a spus că el nu se bagă. Păi da, dar știi, când ești proprietar și stai în bună vecinătate cu ceilalți proprietari de pe stradă și tu aduci un chiriaș care îți face scandal pe stradă și strică toate relațiile cu vecinii, e și treaba proprietarului. Că proprietarul până la urmă poate să-i spună: bă, tu, eu nu te mă-ți la mine în casă ca să-mi faci tu scandal pe stradă și să mă pun rău cu vecinii și să-mi strici toată buna vecinătate pe care eu o am. Te-am adus ca să trăiești liniștit și să... Adică și e și treaba proprietarului, nu e doar despre bani, că am luat niște bani din chirie și în rest poate să facă la ce vrea. Da, pe de altă parte a mai fost discuția că eu am camere de luat vederi. Eu am camere despre de luat vederi. Despre asta vrem să vorbim. Chiar vedem acum imaginile, dacă puteți să ne spuneți dumneavoastră ce se întâmplă acolo. Acolo venea să mă bată peste poartă, da. Eu eram în curte, de, nu eram pe stradă. Și curtea dumneavoastră este în dreapta fotografiei, da? Da, vedem unde acum sunt domnii polițiști, acolo e curtea mea, se vede camera în garaj. Și ce v-a zis legat de aceste camere de supraveghere? Că vede pe proprietatea dânsului, ceea ce nu este adevărat, și eu am voie să-mi pun camere, pentru că am avut un incident înainte, am fost bătută pe stradă și nu s-au luat măsuri, am două certificate medico-legale, ștrangulată de gât, bătută, rupt piciorul, da, mâna ruptă. De către cine, nu știți? De către fostul socru, care mă judec de 6 ani pe pământ. La acea casă. A, pe, tot pe casa asta. Da. De asta mi-a zis la început că e o poveste mai... Da. Și... atunci, el v-a zis, că se vede camera de supraveghere la el. Ați spus că nu bate. Deranjează și că îl mai deranjează și reflectorul de lumină de la garaj, fiind, din nou, de două ori mi-a spart garajul. Poliția mi-a spus de la circa 11 să-mi pun camere de luat vederi și să-mi pun firmă de pază ca să fiu în siguranță, ceea ce eu am și făcut. Dar așa a pornit, de fapt, gâlceava între dumneavoastră și vecinul? Nu, prima dată de la parcare, apoi de la camere. Și deci camerele... prima oară de la parcare, după aceea au intervenit camerele. Iar camerele eu le-am puse din 2017. Adică el când a venit în chirie, ele erau deja. Da, bineînțeles. Dar el când a venit în chirie, era și strada înfundată, era aceeași problemă. Tocmai că proprietarul din față a fost foarte mulțumit că camerele mele supraveghează căsuța, că era liberă. Da, se vede vis-a-vis acolo unde este porțița aceea, că mai este o vecină care nu poate locui acolo. Dar în stânga nu știu dacă este din curtea... cauza lor. În stânga este curtea lui, nu? În stânga imagine. Doar în stânga aici unde e gardul gri. Acolo unde sunt porțile acelea din fier, care le vedeți dumneavoastră lângă butoiul acela, da? Locuiește o altă vecină care eu am grijă de acea căsuță și curte. Da, să știți că, conform legii, aveți dreptul de a vă supraveghea proprietatea cu aceste sisteme, tocmai aici însă, vrem, da. Însă nu aveți voie să le țintiți către curtea... Da, e doar gardul, adică nu se vede dincolo de gard. Nu are voie nici măcar doamna să înregistreze strada, pentru că e vorba de dreptul la intimitate a locatarilor, la locuitorilor. Da, dar atunci cum poți să faci ca să vezi cine îți sare gardul? Să îndrepți camera doar către gardul tău și atât. Asta scrie lege. Este foarte adevărat, dar că eu am consultat domnul avocat. Ideea e că eu am mașina la poartă, vă spun că mi-a dat cu acid pe capotă, mi-a zgâriat-o cât de curând, vă pot arăta imagini și cine a zgâriat-o, deci dar eu de nu ce, mai doamnă, sunt în siguranță nici cu mașina lucruri. La poartă. Mă înțelegeți? Adică nu păreți o femeie violentă. Da, eu nu m-am certat niciodată cu nimeni, mă cunoaște foarte care să multă lume urât. Din Bucureștiul acesta. E ați greu anunțat poliția pentru da, toate aceste am discute? Anunțat poliția. De 4 luni de zile n-a venit nimeni să-mi ia o declarație. Da. Am primit secția deja, 11, nu? Da, secția 11, care și de data trecută mi-au schimbat declarația la evenimentul cel neplăcut din 2017. Dar când au venit aici, că îi vedem în fotografii, ce v-au zis când au venit aici? Au zis că îl sancționează și că la a doua abatere va fi și mai rău. Deci de unde stă doamna până la secția 11... Faci 3 minute da. Dacă mergi încet. Așa este. Mi-ați spus, spuneați dumneavoastră colegilor mei, că ați văzut într-o zi că avea un microbuz în plin cu copiii da, pe care era probabil că ea antrenează. Un microbuz albastru, nu știu ce marcă era, n-am fost foarte atentă, plecam la serviciu, chiar nu m-a interesat, doar am văzut faptul că se comporta foarte urât cu acei copii care erau pe lângă microbuz să se urce mașină. Le-a vorbit foarte urât. Adică agresiv copiii? Verbal. Urât. Dar cu soția domnului sau cu iubita lui, în ce relații sunteți? Adică ați încercat poate de la femeie la femeie altfel vă înțelegeți? Din contră, a copilărit pe stradă, a crescut chiar și în curtea mea.
A, deci vă știți cu ea de mulți da, ani. Da, eu nu am avut nicio divergență cu ea, nicio ceartă, niciodată. Din contră, nu mă așteptam ca și ea să mă jignească foarte urât, fără a-i face nimic, să-i greșesc cu ceva. Am rămas surprinsă de ceea ce mi-a spus. Cuvintele da, acelea eu nu înțeleg, mi-ar plăcea să intre foarte mult domnul Alex, antrenorul de Kempo. Mi-ar plăcea foarte mult să intre, să aud și varianta dumnealui, să înțeleg de la ce a pornit discordia asta. Dar, acum vorbim la modul general, când te muți în chirie, cumva lucrurile acolo unde te muți tu, lucrurile sunt deja așezate. Adică ăștia-s vecinii, asta e parcarea, asta e strada, asta e lumina de la stâlp. Dom'le, dacă îmi convin toate astea, mă mut în chirie și așa. Dacă nu-mi convin, mai sunt un milion de garsoniere și apartamente și case de închiriat în București. Ideea e că să mă mut în chirie și să schimb regulile de pe stradă și să-mi fac regulile mele e un pic mai complicat. Tocmai este că ești abuziv. Chiriaș. Este tocmai că ești chiriaș și că n-ai cum să vii tu acum să-mi dai peste cap. Sigur, chiriașii au și ei drepturile lor, au anumite drepturi contractuale chiar și drept de a întreține toate lucrurile pe care le-au în primire, dar nu mai știu cum e asta cu vecinii și cu locurile de parcare. Însă, mergem acum la colega noastră, Ștefania Călărașu, care este chiar pe strada cu pricina. Bună ziua, Ștefania! Bună ziua, Mirela! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, mă aflu chiar pe strada pe care locuiesc cei doi vecini. Chiar în partea mea dreaptă, în spatele meu, se află locul de parcare cu pricina, iar de la locul de parcare și până la garajul doamnei Fănica sunt aproximativ în jur de 3, maximum 4 metri. Un alt moral discordiei sunt aceste camere de supravegheat pe care aceștia s-ar certa din cauza faptului că antrenorul susține că nu s-ar mai simți comod în propria casă. Un alt motiv de ceartă este acel reflector care, după cum ne spunea mai devreme din ce am discutat cu antrenorul, ar bate și ar reflecta fix în camera în care el și familia lui dorm și îi provoacă foarte multă neliniște. Alături de mine îl am pe vecinul celor doi, care ne poate da mult mai multe informații locuind aici de 60 de ani și știe foarte multe atât despre vecini cât și despre motivele pentru care aceștia ar fi început în mod real cearta. Bună ziua, domnule Ion! Bună ziua! Ce anume știți din ce ați stat ce până acum? Care sunt motivele exacte pentru care i-ar fi început această ceartă? În primul rând, vreau să spun un minut, nu vă durează mai mult. Acest vecin care este nu este în chirie, este ginerele lui vecinul meu. Deci este ginerele lui vecinul meu, care are și un copil de 3-4 luni, un copil de 4 luni, deci nu e chiriaș. Este ginere lui vecinul meu. Și are un copil de 3-4 luni. Are două mașini care le parchează aici în față, lângă... Că nu e garajul terminat, nu e garajul terminat și îl parchează aici în față. Și doamna care este în platou acolo, vă spun și iar, este fosta noră a mea, în sfârșit, nu mai vă spun prea multe că... Care mașină? Da? Și poate să parcheze, poate să bage mașina în garaj de luni de zile, de ani de zile. Dar fiul dânsului pe lângă mașina nu știu care e motivul de... Ce că nu poate să bage cu spatele, că îl urmărește... Am auzit prin telefon că îl urmărește pe acest domn, că se comportă vulgar cu niște copii, unde e antrenor. El, totul subiectul este... Nu știu, vorbesc... Nu știu. Dar aici are loc, poate să parcheze și cu spatele și cu fața, bagă, nu... Nu domnul nicio Ion, problemă. Dumneavoastră și locuiți în aceeași casă subiect, cu Nora? Suntem pe această stradă înfundată, 7 familii. 7 familii cu 7 din 7 familii. Vă vorbește până mâine. Alo? Locuiți în aceeași casă cu fosta Noră sau sunteți doar vecini? Păi ea locuiește în casa mea care am cumpărat-o și am făcut-o acum 60 de ani. Deci ea este fosta nora mea, eu locuiesc aici în casa aceasta de 60 de ani și ea este fosta nora mea care a locuit cu... Domnul Ion, dumneavoastră sunteți personajul... Domnul Ion... Nu pot să mai intru în curte. Domnul Ion... Nu pot să mai intru în curte, ei, băiatul meu nu pot să intru. Domnul Ion, iertați-mă, dumneavoastră sunteți personajul la care s-a referit doamna, că i-ați rupt piciorul și ați bătut-o și... Da. Dumneavoastră sunteți... Certificate medico-legale. De are certificatele medico-legale? Emisiune să vă vadă o țară întreagă, are certificatele de unde a stat un an de... Dovezile! Să da, nu are mai certificat medical, puneți adevărul că nu este casa dumneavoastră, este munca părinților mei, că 17 ani de zile n-ați vorbit cu noi, cu fiul dumneavoastră, 17 ani, n-ați venit la cununia civilă, n-ați venit la nuntă să vă vedeți copilul. Nu știu cum aveți tupeul să veniți în emisiune. Că m-ați îmbolnăvit și... Sufăr de picior și de urechi. Știți foarte bine că am aparate auditive.
din cauza dumneavoastră că m-ați lăsat lată plină de sânge pe stradă cu cercelul rupt. Hai să-l ascultăm și pe domnul Ion, că văd că de fapt subiectul e ăsta, e subiectul. Da, domnul Ion, vă rog. Subiectul este că ea a fost plecată acum 5 ani de zile, a plecat din casa mea, a plecat cu două mașini de mobilă când băiatul era în spital, a plecat și după 9 luni de zile, aproape un an de zile, a venit înapoi noaptea, pe la 2 noaptea, bandajată. Și a doua zi, băiatul meu a vrut să-și ia haine de aici, că nu putea să stea cu ea. Și în sfârșit a băgat cu mașina cu fața și când se dea cu spatele, zic, du-te la poliție, că eu nu pot să bag Mihai. Du-te la poliție. Și s-a pus în spatele mașinii. Și eu am dat-o frumos, că era bandajată de la soția amantului care a stat unde a stat 9 luni de zile. Și am dat-o frumos, că aia, să vină băiatul la poliție, să vină poliție. Ea s-a dus la poliție și mi-a făcut dosar penal. Domnul Ion, dosar penal mi-a făcut, dosar penal, încă m-am... Și nu știu cum, de procurorul, de nu, că în cazul din astea, cum a venit ea cu mâna ruptă de la... Fosta soția amantului, la prima mamă. Nu vă e rușine să vorbiți când 17 ani ne-ați făcut viața un calvar mie și fiului dumneavoastră? Că știe toată circa 11, nu vă e rușine să vorbiți? Am toată strada martoră, vorbește și eu. Eu n-aș mai intra în direct să mai vorbesc. Eu am dovezi. Dovezile vorbesc. De la 1 ianuarie am dovezi pe stradă că a ținut 4 bărbați care lucrează aici. Nu este adevărat. Vreau să intru, dacă se poate, iubitul meu, în direct. Vă rog din suflet. Sunt acuzații grave, să știți, și trebuie să aveți. Vă dau numărul, deci nu accept așa ceva. Dar să-mi spune și mie care e iubit. Problema că a ținut 4 bărbați? Care e iubit? Acum, domnul Ion, e viața ei personală. Sau aprilie, mai, iunie, nu înțeleg, dacă eram cu fiul dumneavoastră, mă mai jigneați, așa cum v-a întrebat doamna judecător? Dar eu n-am putut să-i fac evacuarea. Ba da, am câștigat 3 procese, le-ați pierdut pentru că am avut dovezi. Recunoașteți! Da, domnul Ioan, dacă e divorțată, este treaba ei. Viața ei privată e treaba ei. Mă obligați să stau cu fiul dumneavoastră bătută pe stradă? Păi stați puțin, că dacă vreți vă mai fac 3 emisiuni și vă dau toate dovezile și nu eu mă fac de râs. Hai da? Să ne calmăm un pic. Dovezile, că eu mă locuiesc aici de 60 de ani și tu ai fost căsătorită cu copilul meu. Și ai plecat și ai venit înapoi. Nu este adevărat. Eu n-am părăsit casa niciodată. Nu e adevărat că locuiesc de 60 de ani aici? Am făcut eu casă? Nu este adevărat. Tu ai făcut un perete și o ușă la garaj aici? Am acte. Eu fac dovadă. Da, nicio dovadă. Am făcut dovadă, acte. Păi cum? Eu... Cine să vă fie că sunt... Domnule Ioan, domnule Ioan, a spus că vi s-a deschis dosar penal. O să vă mai fac o emisiune și vă garantez că vă veți face de tot râsul.